cea de-a doua conferință va fi susținută de domnul Petre Guran, cercetător la Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române. După cum vedeți, numai oameni de la Academie aducem, adică nu ne jucăm așa cu... Așa, da? Și domnul Petre Guran, care este probabil unul dintre cei mai buni și consistenți bizantinologi, mai ales din România, un intelectual public pe care cu siguranță îl cunoașteți, va vorbi astăzi despre acest mit, această idee incendiară, aș spune, care bântuie mentalul colectiv rusesc de decenii, de aproape 1000 de ani, ideea celei de-a treia Rome. Și domnul Guran și-a intitulat conferința foarte provocator: sinuciderea celei de-a treia Rome. Domnule Guran, vă rog. Vă mulțumesc mult, domnule Voinescu, doamnelor și domnilor. Antevorbitorul meu, domnul Cosmin Popa, a încheiat în jurul temei confruntării dintre Ivan cel Groaznic și mitropolitul martir Filip. Ceea ce îmi permite mie să mă leg de ceea ce a spus dânsul, începând cu această confruntare. Cu atât mai mult cu cât pomenește de, între ghilimele, evident, disponibilitatea istoriografiei bisericești de a rescrie cronicile dacă e nevoie pentru a anula această opoziție, pentru a scoate din istoria Rusiei conflictul dintre Filip și Ivan. Fyodor Koliuchev este, de fapt, prietenul de copilărie al lui Ivan cel Groaznic. Deci este o crimă care chiar are această încărcătură de uciderea fratelui, da? Cain și Abel, așa cum am auzit vorbindu-se și în cazul războiului din Crimea. E lupta dintre Cain și Abel. Acum, de ce este atât de dureroasă această amintire a mitropolitului Filip? Fiindcă în figura mitropolitului Filip, Biserica Ortodoxă din Rusia se opune puterii rusești, puterii de stat, puterii guvernamentale și țarului, în mod special țarului. Dacă ar fi fost numai acel episod, n-ar fi fost nimic, dar Filip are sfinte moaște, Filip e sfânt, Filip a fost proclamat ca un sfânt în alt moment de tensiune, de mai mică amploare, dar totuși între biserică și imperiu, și anume în timpul patriarhului Nicon, cam 100 de ani mai după asasinarea lui Filip. Da, care i-a impus țarului aducerea moaștelor la Moscova, proclamarea ca sfânt a lui Filip, și deci Filip a rămas ca un fel de avertisment la adresa țarului: ai grijă, că iată ce se întâmplă cu sfinții, tu te duci în istorie cu un nume prost, iar sfinții revin înapoi cu un nume bun. Cam așa ceva cum a făcut Biserica Ortodoxă a Rusiei în 2000, când a proclamat 1765 de martiri asasinați, plus un număr nedefinit de martiri necunoscuți, asasinați în diferite feluri de regimul sovietic.
Ideea celei de-a treia Rome se leagă, deci, de această tensiune. O biserică în opoziție cu puterea, o biserică supusă și, deci, angajată în proiectele bisericii. Și o să vedeți cum, de-a lungul timpului, sus-jos, se vor tot schimba aceste relații. Ce înseamnă? De ce a treia Romă? Cred că necesită o explicație. O să pun aici, deci doar ca să știu exact când am început în cronometru. De ce este, se numește a treia Romă? În primul rând, fiindcă această confuzie între numele unei entități politice pentru toată lumea, când spui pe scurt Roma și te referi la, în istorie, te gândești poate în primul rând la oraș, dar în al doilea rând la imperiu, la cel mai important, cel mai impresionant dintre imperiile universale ale lumii, atât cât o cunoaștem. Și nu numai că este un imperiu în antichitate pe care, iată, bizantiniștii ca mine îl duc până la 1453, lăsând la o parte că și Mehmed Cuceritorul la un moment dat a crezut că este împărat roman, dar în Occident Imperiul Roman a continuat până în 1806, mă rog, închis cu forța de Napoleon, dar în imaginarul german abia am încheiat al treilea Reich. Care ce Reich este? Tot un Reich roman, nu? Bun. Și totuși, în povestea noastră, această a treia Romă nu este inițial un imperiu. Trebuie să vă dau puțin contextul. E vorba de o scrisoare. Sunt două texte, la o mână chiar trei, două texte, dar să zicem cel original, nu știm exact de fapt cât de originale sunt, dar cel original pare a fi fost adresat de către o figură obscură. E starețul unui mici mănăstiri din Pskov, Filotei se numea, care îi scrie unui guvernator regional în vremea marelui cneaz Vasile al III-lea, și îi scrie acestuia o lungă scrisoare despre destinul, așa, despre destinul omenirii, inspirată din texte profetice, din textul lui Daniel, din alte texte profetice din Biblie sau din literatura tardo-antică, și care se termină cu o viziune despre viitor, în care ultimul loc în care mai există o biserică neocupată, necucerită de către erezie, este într-o a treia Romă. Și are acolo o imagine, această biserică este biserica adormirii Maicii Domnului din Kremlinul Moscovei. Iar cel care slujește, care duce, textual vorbind, duce frâiele calului pe care se află această biserică, este Marele Cneaz al Moscovei. Deci un fel de slujitor al bisericii. Asta este în textul lui Filotei. Ce constatăm acum în secolul XVI? Este secolul tocmai unor foarte importante confruntări între o biserică autonomă, o biserică care se opune statului, și opusul, o biserică supusă, o biserică angajată în proiectele statului. Ce îi reproșează celei de-a doua Rome? Știți cu toții, a doua Romă, de fapt, poartă titlul de Noua Romă, până astăzi în titlul Patriarhului Ecumenic, așa scrie, că este Patriarhul celei de-a Romei Noi, da? Îi reproșează Filotei faptul că la conciliul de la Ferrara-Florența,
în loc să apere independența și deci dogmele bisericii, adevărul revelat, s-a supus intereselor împăratului, care era atunci Ioan al VIII-lea paleologul, care vroia să-și salveze de acum micul sau foarte micul lui imperiu, practic capitala Constantinopol, așa, obținând din partea papei finanțarea unei campanii militare care deci să elibereze Constantinopolul de atacurile sau tot mai desele asedii ale otomanilor. Și a cumpărat această bunăvoință cu prețul supunerii bisericii față de marele ereziarh al Occidentului, papa. Bun. În literatura rusă există diferite legende care văd această succesiune. Deci e un papă al Romei inițial ortodox care cade în erezie, ortodoxia se refugiază în a doua Romă, în noua Romă, care iarăși ea, la Ferrara Floresa, cade în erezie și ortodoxia se refugiază mai departe în această a treia Romă, care, a treia Romă, care este păzită sau se ascunde, se refugiază în Moscova. În 1589, ceea ce v-am povestit acum, deci text din poate anii 1520-1530, textul e copiat, foarte important, în culegeri, cum sunt mineele lui Macarie, mitropolitului Macarie, dar nu mai apare formula, până când apare într-un text extrem de important, fiindcă este hotărârea prin care, în 1589, apare Patriarhia Moscovei. Acum, iarăși trebuie să vă dau puțin contextul. Un patriarh ecumenic, Ieremia al II-lea Tranos, călătorește la Moscova și încearcă să negocieze acolo, era la Moscova între timp fiul lui Ivan cel Groaznic, Feodor Ivanovici, țar, care este o figură fără nicio importanță politică, mai degrabă, mă rog, un om de o simplitate extremă, dacă nu chiar handicap, diferite forme și care este condus, de fapt, de o camarilă între care, mă rog, viitorul țar. Dar Ieremia ia în calcul mutarea sediului lui de la Istanbul în împărăția rusă. Tocmai fiindcă în perioada de dinainte ajunsese într-o relație foarte tensionată cu sultanii. Da? Deci mutaseră încă o dată sediul patriarhiei, confiscaseră mai multe biserici, bunuri, relația devenise aparent imposibil de păstrat sediul la Istanbul. Numai că în momentul în care ajunge și locuiește acolo aproape 2 ani în diferite orașe, dar mai ales la Moscova, discuțiile la un moment dat par a desena ideea unui sediu în orașul Vladimir, dar în cele din urmă Ieremia decide să nu facă, să se întoarcă la Istanbul. Și le propune, atunci s-a spus, nu mă mai mut eu la voi, nu le spune de fapt, ci le propune, facem din Moscova Patriarhia numărul 3, în ordinea Pentarhiei. Din secolul al XV-lea era ideea aceasta că sunt 5 mari sedii episcopale în creștinism, și anume Roma Veche, Roma Nouă, Alexandria, Antiohia și Ierusalim. Cum în secolul XVI Roma Veche iese din calcul fiindcă a căzut în erezie, nu mai sunt decât 4 locuri ocupate, deci foarte bine că e un al 5-lea liber. Dar bagă Moscova între Alexandria și Antiohia, pe locul 3.
Și pleacă fericit de acolo cu acest rezultat. Când ajunge la Constantinopol, face însă o figură deseori repetată de către prietenii constantinopolitani, prietenii constantinopolitani atât ai noștri, adică grecii aceștia, împotriva cărora și noi ne-am construit identitatea de biserică națională, și anume face un sinod și spune, nu merge locul 3, că se supără Antiohia și Ierusalimul. Deci sunteți pe locul 5. Bun. Trec peste acest episod pentru a remarca că în secolul XVII, următoarele ocurențe ale formulei Roma, Moscova III-a Roma, inversează raportul. Nu e vorba de o biserică apărată de un imperiu, ci de un imperiu care înglobează o biserică. Evoluția aceasta capătă o expresie însă tragică în momentul în care Petru cel Mare spune, dar de fapt, de ce să existe, dacă tot sunteți biserica noastră, nu? A Imperiului, de ce trebuie să aveți voi un patriarh cu care să stau eu de vorbă de la egal la egal? Nu, facem un sinod, toți sunteți mitropoliți, facem un sinod, pun un laic care organizează ședințele sinodului și voi vă ocupați de afacerile religioase ale Imperiului nostru. Ce este important din această foarte scurtă poveste este că la începutul ideii, folosirii ideii formulei de a treia Romă, operează distincția între o comunitate eclezială și o comunitate politică. Deci ai un corp politic și un corp eclezial. Originile acestei distincții sunt în secolul al XIII-lea, nu intru în detalii, atât în Occident cât și în Orient, aproape simultan, puțin mai repede formulate în Occident. Deci că există un corp eclezial care, bun, în Occident nu numai că nu se supune puterilor, ci le tutelează puterile politice, iar în Biserica Ortodoxă, sau în sfera aceasta Bizanțului și a Rusiei, acest corp eclezial are obiective proprii ale lui. Și aceste obiective sunt foarte clare în secolul al XIV-lea, cu Isihaștie, am făcut și emisiune împreună cu Sever pe această temă, cum marii patriarhi Isihaști din secolul al XIV-lea funcționalizează, pun în operă această idee a unui corp eclezial cu interese, obiective proprii. Distincția aceasta, deci, operează, e gândită, numai că la un moment dat ajunge în situație de criză din următorul fenomen. Deci un fel de degradare a gândirii în anumite contexte istorice pe care încercăm să le surprindem. Unul din contextele istorice este cel al recreării unei biserici ortodoxe în Istanbul. Constantinopolul cucerit, nu, care schimbă de nume și devine Istanbul, în care un sultan spune foarte bine să fie o biserică a creștinilor. Numai că această biserică a creștinilor trebuie șefii ei să se ocupe de comunitatea creștinilor și să răspundă pentru ei. Și apare de unde înainte aveai un împărat, un patriarh, totuși cât de cât și gândirea distincției, atât în primul rând în Imperiul Otoman, patriarhul devine ceea ce se numește un etnarh, adică șeful unei comunități politice. Este originea a ceea ce aceeași biserică, cea grecească, adică a denumit în secolul XIX filetism.
Adică coincidența și confundarea între obiectivele unei națiuni, unui trib, phyle în grecește înseamnă trib, deci un termen peiorativ, cu cea unei biserici care trebuie să fie universală. Deci și-au adus aminte în secolul al XIX-lea grecii că nu e același lucru biserică, un corp eclezial universal și un corp etnic care este teritorial, care e limitat la o limbă, la o istorie și la familii înrudite. Dacă asta este un trib, este de fapt un ansamblu de oameni care sunt înrudiți, au un strămoș comun. Numai că au spus asta, fiindcă erau supărați pe bulgari, erau supărați pe sârbi și așa, erau supărați pe noi românii, dar au uitat că ceea ce devenise biserica din Constantinopol era o biserică grecească, nu mai era o biserică universală în secolul XIX. De ce e important să punem în paralel ce se întâmplă în Rusia cu ceea ce se întâmplă în lumea grecească? Fiindcă în secolul XX, Constantinopol și Moscova vor intra într-o competiție în jurul ideii, acestei idei de biserică universală, de reprezentativitate universală a bisericii. Sunt două momente în trec acum la secolul 20, două momente definitorii pentru conștiința de sine a bisericii ruse. Ambele sunt legate de momente de criză. Așa cum a spus și domnul Popa, Rusia tot timpul pulsează între o criză, dintr-o criză într-alta. Creștere imperială, apoi criză și aproape destrămare anarhică și iarăși reconstrucție. 1917, abdicarea țarului, deci desființarea monarhiei, ce permite? În primul rând, între instituțiile care își recapătă libertatea, e biserica. E un mare sinod care hotărăște reorganizarea sub formă patriarhală a bisericii. Este ales patriarh Tihon, patriarhul martir, Tihon, sfânt astăzi al bisericii ruse. Numai că această libertate este de foarte scurtă durată, continuitatea istorică a acestei biserici se mută pe alte meleaguri. O parte din ierarhi pleacă în Occident, unii sunt deja în Occident, mulți intelectuali, teologi de asemenea, și există o continuitate a bisericii ruse în Occident. În Occident, de fapt, nu, în lumea liberă, în ansamblu, că această biserică rusă se regăsește cam pretutindeni pe unde sunt comunități rusești. Și al doilea moment în care aparent se reorganizează biserica rusă e 1991, cu ocazia iarăși a alegerii unui patriarh, este vorba de Alexei al II-lea Ridiger și deci de o nouă regăsită libertate. Ce se află între aceste două momente de libertate, de eliberare ale bisericii ruse? Se află un text iarăși simbolic în 1927, o declarație făcută de unul din cei trei mitropoliți care mai rămăseseră în libertate în Uniunea Sovietică, se numea Serghie Stargorodski și acest mitropolit Serghie, cu rolul de locum tenens al patriarhului, care murise între timp, face o declarație că Biserica Ortodoxă Rusă este loială puterii proletariatului, da, Partidului Comunist și recunoscătoare pentru libertatea religioasă pe care
Partidul Comunist, eu acord. În anii care au urmat, deci după 27, doctrina oficială a partidului a fost, sigur că biserica este o instituție depășită, dar proletariatul, prin educație progresistă, se va elibera de aceste superstiții, încet, încet. Și atunci, sigur că instituția va dispărea după regulile, după legile istoriei. Numai că vine anul 1943, un război care este pe pierdute de către Stalin, și Stalin își aduce aminte că pe undeva mai vegetează acest bătrân mitropolit, nonagenar între timp, Serghie Stargorodski, și îl cheamă la el și îi propune să reînființeze patriarhia, devenind din locum tenens chiar primul patriarh al bisericii reînființate. E o scenă foarte importantă. Când iese din Comitetul Central mitropolitul Serghie, Stalin e lângă el și îl ține de sub braț. De partea cealaltă este un alt diacon. Așa ieșea patriarhul întotdeauna sprijinit de sub braț de către diaconi. Stalin, cu ironie, joacă rolul de diacon care îl sprijină pe patriarh în mersul lui pe scările coborâșul, pe scările Comitetului Central. Este sigur că o biserică înființată, reînființată de către Stalin. Această biserică, deci, se termină într-un fel, sau cel puțin asta este impresia pe care ne-o dă noul patriarh Alexei al II-lea, că această biserică se termină în 1991, prin moartea ultimului patriarh sovietic Pimen, și eșecul alegerii ca succesor a celui care este încă în viață, Filaret Denisenko, mitropolit de Kiev pe atunci, locum tenens al o vreme al Patriarhiei Moscovei și care aștepta să fie ales. Deci atunci are loc o mică răsturnare. Cel care era pregătit să fie succesor, Filaret, nu reușește și devine inițiatorul, la Kiev se reîntoarce la Kiev, inițiatorul unei prime disidențe bisericești în Ucraina. Ce e important de spus despre acest Alexei Ridiger? Este că, pe de o parte, sigur că e cel care patronează această renaștere cu scene impresionante de botez colectiv, de zeci sau chiar sute de oameni botezați odată, care inițiază primele reconstrucții de biserici și care, sigur că, formulează din nou acest obiectiv propriu-zis al celei de-a treia Rome, de a fi o biserică autonomă față de stat, de a fi o biserică liberă. Bun, de data aceasta, în epoca Yeltsin, liberă într-un stat aparent liber, sau în orice caz care traversează această perioadă, cea mai liberă din perioada post-sovietică, cu toate derapajele anarhice și pe care le cunoaștem. Și Alexei Ridiger face un gest într-o vizită pe care o face în 1997 în Germania, un gest care înseamnă foarte mult. Și anume își cere iertare în nume propriu și în numele clerului Bisericii Ortodoxe Ruse pentru colaborarea cu KGB-ul și pentru faptul că nu au slujit poporul credincios. Deci trădarea, într-un fel, biserici. E un discurs foarte important. Care este fructul acestui discurs al lui Alexei Ridiger, care este foarte criticat la Moscova? Este începutul apropierii
cu Biserica Ortodoxă Rusă din afara frontierelor, cea care fusese alungată, deci, în anii războiului civil, și această apropiere, sigur că le ia 10 ani ca ea să poarte, chiar să dea roade. Sunt multe dezbateri între clericii ruși din Occident, dar în cele din urmă, în 2007, se realizează această unificare. Asta este un triumf negândit, de neînchipuit al Patriarhiei Moscovei. Sigur că multe voci chiar atunci au spus, am pus greșit problema, noi cei din Occident. Nu trebuia Biserica Ortodoxă Rusă din Occident să se unească cu Patriarhia Moscovei, ci Patriarhia Moscovei, adică clerul patriarhal, clerul din Rusia, să vină să-și ceară scuze, să se dezică public de sergianism, adică de declarația de loialitate pe care v-am evocat-o, și să se unească cu noi. Bun, această poziție care părea radicală, fiindcă totuși credincioși sau biserica din Occident era mică, cea din Rusia părea mare. Această opinie a continuat să apese pe această unire. De altfel s-a făcut o mică schismă, sunt cel puțin 3 episcopi care au respins unirea. Și de ce, ce se întâmplă imediat după acest triumf? Alexei Ridiger părăsește scena istoriei într-o moarte subită, mă rog, sigur că avea o vârstă, dar o moarte care a fost suspectată de unii, ca nefiind una tocmai naturală. Și îi urmează succesor acest patriarh de astăzi, care este tocmai din rolul de politician, șef al politicii externe al Bisericii Ruse. Și e momentul în care începe, și asta e sigur că coincide, iată, cu anii proclamării, sau mă rog, nașterii ideii de lume rusă, dar în acești ani, 2002, apare pe urmă 2004, apare tot mai des în retorica bisericească formula Moscova a treia Roma. Această formulă bisericească, sigur că repune problema. Ce înțelegem? Înțelegem autonomia bisericii? Să înțelegem, dimpotrivă, o unificare între obiectivele statului și obiectivele bisericii. Și în cele din urmă devine din ce în ce mai clar că se produce această răsturnare la 180 de grade. Și aici, sigur că ne lovim de ceea ce în antropologia secolului 20 este numită distincția, deosebirea între o viziune holistă a societății și o viziune individualistă. Într-un text recent, acum de după invazia Ucrainei, un grup de teologi ortodoxi din Occident au scris o diatribă, cum se poate, o religie care este o religie a păcii, a iertării, să faci apologia războiului. Și mi-am notat aici câteva citate din Evanghelii pe care cu siguranță vă sună cunoscut, nu o să dau de fiecare dată exact locul, dar precum întoarce și celălalt obraz, celui care cere haină, dă-i și cămașa. Nu te îngriji de ce vei mânca și cu ce te vei îmbrăca. Iubește-ți aproapele chiar dacă ți este dușman, adică iubește-ți și dușmanul. Fericiți făcătorii de pace, mai fericit este a da decât a lua.
nu judeca ca să nu fii judecat. Cel care scoate sabia, de sabie va muri, cel ce se înalță se va smeri. Dacă vrei să fii desăvârșit, împarte-ți averile săracilor și urmează mie. Cum poți să construiești, și aceste scurte citate, cuprind doctrina asta paradoxală din Evanghelie, cum poți să construiești un scop comunitar cu asemenea învățătură? Pun întrebarea și v-am găsit răspunsul. Oare în ăștia 2000 de ani alții au fost sensibili la această contradicție între ce e în Evanghelie și necesitatea de a avea o biserică națională care să înflăcăreze poporul? Da, au mai fost asemenea momente chiar în Bizanț. Și sunt momente care au creat canoane, deci care au creat norme. În secolul al IV-lea, în momentul în care încep să se convertească la creștinism și soldați romani, sigur că se pune problema, ce faci? Soldatul este obligat să slujească, nu? Și slujba lui în armate este să participe la război și să omoare acolo. Și e un episcop creștin din secolul IV, foarte cunoscut, Vasile cel Mare, Vasile al Cezareei Capadociei, care formulează o regulă în care spune soldatul care omoară în război trebuie să treacă prin penitență ca un ucigaș. Deci el este excomunicat, de fapt, până când nu este reprimit expres. Și acest canon a rămas în colecțiile canonice și de-a lungul timpului diversi împărați s-au tot împiedicat de el. Cum organizezi apărarea unei țări cu un asemenea canon? Până când un împărat soldat și fire ascetică, Nichifor Foca, a provocat direct sinodul. A pus întrebarea și le-a cerut în mod expres, este secolul X, este momentul în care confruntarea este iarăși foarte încinsă între Bizanț și lumea musulmană și deci e o frontieră în care sunt figuri eroice, cum e Digeni Sacritas sau alții care nu numai că apără, ci reextind teritoriul bizantin, recuperează teritoriul bizantin pe seama islamului. Și atunci Nichifor Focas cere, abrogați acest canon. Dați soldaților mei statutul de martiri. Și răspunsul este unul din acele rare momente când această biserică are curajul, iată, să înfrunte. Nu numai că nu se poate da statutul de martir unor soldați care se luptă într-o armată, dar nici măcar abrogarea canonului sau îndulcirea canonului nu se poate acorda. Deci răspunsul este de un radicalism extrem. Acum, cu acest patrimoniu, ce să-i faci? E în toate cărțile de învățătură ortodoxă, nimeni, nici măcar Patriarhul Kiril, nu poate să nu știe acest lucru. Ne întoarcem la această scurtă istorie a gândirii teologice rusești, de la legenda Marelui Inchizitor, pe care o găsim în Frații Karamazov al lui Dostoievski, până astăzi este o serie consistentă de filozofi, gânditori și teologi ruși, între care îi citez pe Vladimir Solovyov, în primul rând, pe Sergei Bulgakov, pe Nicolae Berdiaev, pe Alexander Schmemann și pe John Mayendorf, care toți denunță confuzia între spiritual și temporal. Deci amestecul acesta între obiective mundane, obiective politice, chiar obiective comunitare, chiar obiective
legitime din punct de vedere al unei comunități naționale și rolul bisericii. Și sunt poate cea mai consistentă, produc cea mai consistentă literatură antitotalitară, iar spune, iar ortodoxia asta pe care o găsim în declarația teologilor din, cred că 5 sau 6 martie, deci la o săptămână, la două săptămâni de la invazie, sunt urmașii acestei școli de gândire. Adică, în primul rând, a seminarului Sfântul Vladimir de lângă New York, apoi a Centrului de Studii Ortodoxe din Universitatea Fordham, unde a predat patristicianul convertit la ortodoxie Andrew Laus, și încă alții discipoli de ai mitropolitului Antonie Blum din Marea Britanie. Și toți aceștia, deci, reiau această tematică. Atenție, se petrece această răsturnare la 180 de grade a ideii de biserică. Deci a treia Romă este trădată sub numele de a treia Romă. Libertatea bisericii este anulată sub pretextul că este apărată. Și deci aici am adunat o serie de evidențe citate din un episcop Ștefan din Clin, care slujește în Catedrala Forțelor Armate. Catedrala Forțelor Armate. Asta este chiar lângă Moscova, în Parcul Patriot, într-un ansamblu dedicat memoriei Marelui Război de Apărare a Patriei. Și acest Ștefan, episcop Ștefan, ce ne spune? Ne spune: catedrala întruchipează toate epocile statului rus, virgulă, Sfânta Rusie. Apoi, evaluarea cercetătorului fost director al editurilor Patriarhiei Moscovei, Serghei Ceapnin, care ce spune? Ce se petrece astăzi este o religie civilă post-sovietică. Deci iată că există atât în interiorul Bisericii Ortodoxe Ruse, Serghei Ceapnin e astăzi în Statele Unite, a scăpat, că altfel, da. Cât și, mai ales, ortodoxia din afară este conștientă de această răsturnare la 180 de grade. Sigur că rămâne întrebarea ce impact va avea acest fenomen asupra conștiinței ortodoxe în ansamblu. Și aici, sigur că se deschide o întreagă discuție foarte importantă. E posibilă o a patra Romă? Dar mă opresc pe această întrebare pentru a vă permite dumneavoastră să puneți întrebări și vă mulțumesc. Mulțumim mult, domnule Petre Guran. Această idee, acest cuplaj între stat și biserică, care de fapt nu este un cuplaj echilibrat, ci este întotdeauna un cuplaj în care statul, ideea politică, ideea națională, programul politic național subordonează ideea creștină, conține în el această iluzie, din păcate, cum că la un moment dat se pot echilibra cele două componente. Adică că sunt unii care au, de fapt, iluzia că e posibil ca în același timp să fii, sau în egală măsură, să fii partea unui proiect politic și partea unui,
să zicem așa, unui proiect creștin, ori de fiecare dată când s-a încercat acest echilibru în istorie, lucrurile n-au mers. Și acum, pentru că domnul Petre Guran și-a mai revenit, pun prima întrebare. Cum explicați că puterea sovietică a permis existența instituției Patriarhiei și că nu a preferat totuși o formulă de tipul celei a lui Petru cel Mare, adică o formulă în care, aveți microfonul acolo, adică o formulă în care, cu alte cuvinte, șeful de facto al statului, secretar general sau cum s-o fi numit el acolo, al partidului, să numească pe mitropoliți și sinodul ca pe funcționarii lui? Da, este legată de această relație dintre Stalin și Serghe Stargorodski. Deci Stalin în 43 are nevoie să cumpere bunăvoința lui Serghe Stargorodski, fiindcă ceea ce se întâmplă este nu numai îl face, cum am spune, patriarh, dar eliberează episcop din gulag, preoți și se organizează, deci restituie mănăstiri, restituie biserici, restituie icoane. Și Serghe organizează primele binecuvântări ale armatei roșii. Ca să cumpere aceasta, deci prețul pentru această bunăvoință a lui Serghe este patriarhia. Este și o răsplată. Stalin nu gândește instituțional în acel moment. Să înțelegem că pe Stalin l-a lovit așa în 43 nevoia. O revelație. Nu. A redevenit creștin sau un cinism în care avea nevoie de, își dădea seama, fiindcă cunoștea, studiase la seminar Stalin, știa că, sau mă rog, credea, spera că această eliberare a bisericii și angajamentul bisericii în efortul de război va permite o remobilizare. Că în 1943 războiul nu curgea bine pentru Uniunea Sovietică. Încă nu. Suntem înainte de bătălia de la Kursk, deci înainte de prima victorie a armatei roșii împotriva armatei germane, naziste, și deci e nevoie de această mobilizare a trupelor sovietice. Asta este o explicație. A doua explicație e faptul că Stalin, i-a dat voie lui Serghe, dar de ce l-a mai lăsat pe urma alegerea lui Alexei I? De data aceasta dintr-un obiectiv geopolitic propriu-zis, și anume, după terminarea războiului, și lumea ortodoxă e împărțită jumătate în sfera occidentală, jumătate în lagărul socialist. Și din cei care sunt în lagărul socialist, facem parte și noi, bulgarii, mă rog, sârbii, bisericii mai mici în Polonia și în Cehoslovacia, iar pe partea cealaltă este totuși Patriarhia ecumenică. Și în anii 45-48, Stalin încearcă o raliere a ortodoxiei internaționale în jurul Patriarhiei Moscovei, sprijinind mișcările de emancipare anticoloniale din Siria, din Egipt, unde sunt doi patriarhi foarte importanți, cel al Alexandriei și al Antiohiei. Da. Întreabă cineva, venim cu o chestiune foarte, să spun, a noastră. Și există o categorie de ortodox român, trăitor, pelerin în zona marginală a credinței, adică undeva prin mănăstiri, și care admiră foarte mult aura imperială a bisericii ruse, și prin extensie a Rusiei ca țară ortodoxă, ca putere ortodoxă.
De unde acest paradox? Evident, paradoxul între a fi român cu o anumită memorie istorică a vecinătății cu Rusia, dar în același timp a fi ortodox și cu această admirație extraordinară, paradoxală poate, pentru această Rusie a lui Putin. Da, bun. Asta, în primul rând, că structural, sigur că suntem o țară mai mică, o biserică mai mică, chiar dacă ca număr poate a doua după cea rusească, dar structural suntem exact același lucru. O biserică filetistă, o biserică în care ai o națiune, ai o patriarhie care este exact, acoperă nici măcar un teritoriu, acoperă o națiune, fiindcă se extinde și asupra românilor din jurul României și asupra românilor din diaspora. Deci structural noi gândim la fel. Aceeași problemă este și în cazul Bisericii Ortodoxe Române. Faptul că a fost abandonată o formulă canonică prenațională în numele reconfigurării bisericii pe o formă națională. Altă explicație ține de faptul, de altă logică, folosită de altfel și de ideologii ruși, că ne aflăm într-un mare război cu implicații spirituale. Și că Rusia este apărătorul unei viziuni conservatoare împotriva unei viziuni progresiste. Dar cum poate fi acest război dus cu ajutorul armelor? Este evident ridicol. Deci toată tradiția, dacă e tradiția spirituală, eschatologică, constați că conflictele acestea sunt conflicte care se consumă în inima omului, nu între doi oameni, în interiorul fiecărei persoane în parte. Războiul se dă pe decizia ta de a acționa, ta individuală, a persoanei, de a acționa într-un fel sau altul, de a te lăsa motivat de un set de argumente sau de alt set de argumente. Dar nu între două armate sau două state sau două imperii. Dar confuzia aceasta, sigur că, din păcate, a războiului spiritual, care e un război interior, într-un război fizic, într-un război militar, confuzia aceasta, din păcate, o vedem, deci de la Nichifor Foca, trecând prin adeziunea multor clerici la mișcări de extremă dreaptă, până la ziua ați, de astăzi. Ați anticipat următoarea mea întrebare. Vă întreabă cineva dacă vedeți vreo suprapunere, vreo asemănare între modul în care Patriarhul Kiril legitimează războiul și discursul de tip legionar, mistica rugăciunii și a revolverului și așa mai departe. Da, sigur că văd. Da. Deci e aceeași structură de gândire, același tip de raționament. Că la un moment dat ai dreptul să te aperi, numai că ai dreptul să te aperi și de o amenințare, asta mi s-a părut culmea argumentației, chiar la Patriarhul Kiril, ai dreptul să te aperi nu de o agresiune reală, directă, ci de sentimentul că ai putea fi atacat. Da? Deci de, să zicem, iminența unei agresiuni sau de o amenințare. Și atunci, ca să te aperi de o amenințare care nu este o agresiune, încă ceva, devii tu agresiv. Deci tipul ăsta de raționament este identic atât în derivele de extremă dreaptă interbelice, cât și în gândirea Patriarhului.